Așa, în minutul 90? Da, a fost un meci foarte greu. Pentru noi e important, am jucat foarte bine din prima repriză. Am fost o familie, eu zic, în teren și s-a dovedit până la sfârșit. Am luptat până la sfârșit și am reușit să câștigăm 3 puncte. Să vinți liderul și vă mențineți acolo sus, cum e? Da, pentru noi e important această victorie. Acum nu mai contează, am câștigat 3 puncte și urmează meciul cu Apoel Tel Aviv. Era momentul să spargă ieri gheața? Da, normal, pe fotbalist și trebuie să înscrie, nu? O să-l cinstiți, o să vă cinstească el, cum o să fie? El să ne cinstească, că a dat gol la echipă. Cu ce? Cu ce, nu știm, vedem. Ce urmează acum Apoel? Credeți că puteți întoarce rezultatul acolo, să obțineți un rezultat de calificare? Da, e important meciul, important e și cum intrăm în teren. Dacă jucăm cum am făcut-o azi, o să fie bine. O să câștigăm sau să facem egal sau 2-2. 2-2 e cel mai bine pentru noi. Sau să câștigăm cu 1-0. Vă temeți de presiune acolo, probabil o să fie un stadion plin suporteri în Flăcăreața Hapoelului la meci. Da, o să fie un meci foarte greu, dar eu zic că o să reușim. Să reușim să ne calificăm mai departe. Pe cine mizezi? Pe ce marcator? Nu pot să zic. Important e să joace echipa bine și o să și înscriem. Dacă echipa joacă bine, înscriem. Tu cum ești fizic? Ai trecut peste probleme? Da, am avut un pic de probleme, dar acum sunt ok. Mulțumim!